Bărbatul a plecat de acasă, băut bine și s-a aventurat în Dunăre fără să stea pe gânduri. Cei care se aflau în zonă au spus că la un moment dat omul a dispărut în apele fluviului și nu a mai fost de găsit. S-a băgat în apă, s-a dus până în albastru și s-a nicat, când se întorc înapoi. Era băut. Era un om foarte bun, un om cum se cade, vorbea cu noi foarte bine pe stradă, altceva, ce să spunem. Băutura asta, asta face. Pompierii l-au căutat fără încetare pe bărbatul dispărut. Îl căutăm. Pe drum se află o echipă de scafandri care a fost solicitată de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la județul Dolj, care la rândul lor vor continua căutările atât cât este posibil până la sa întunericului sau și mai mult dacă este posibil. Dacă nu se reușește găsirea cadavrului, că în momentul acesta vorbim de un cadavru, astăzi o să continuăm cercetările mâine dimineață. Pompierii și scafandrii continuă căutările în cazul bărbatului dispărut în Dunăre. Astăzi, el ar fi împlinit 57 de ani.